Oh, miau! Bun găsit la niște discuții cu Alin Cahân. Bun găsit în gura lui Alin Drăgșan. Bun venit, goata pasta. Pardon, abia aștept să scap de ploile astea abudente și nu nenorocite și să se redeschidă magazine din zona satului unde locuiesc eu. Pentru că eu deja nu mai pot după cină, prânz și crețmă. Mie mi se pare o super insultă. Sau o mare nenorocire pe onoarea mea de superagent. Dacă eu tot sunt iubitor de Tokyo și vă spun așa, eu mă aștept să comunicați civilizat, pentru că eu am multă pretenție ca voi să nu insultați, că am auzit foarte multe destule încât nu i-am trimis nimic cu gestul despre asta. Deci, care este discuția lui Alin Cahân despre Evonii? Da, eu... am fost un iubitor de nodă, m-am rupt în trecut câteodată. Bun! Să discutăm cu Alin Cahân despre alte... nu chiar trebuie discuții. Pentru că eu am fost fanul și al pulpatului și al altor lucruri. Am fost fanul pulpatului, dar m-am rupt în loc să intru la așa ceva. Dacă am văzut vlogărițe și alte dorințe. Pa chiar eu, Alin Cahân, puneți să-mi spuneți Alin Cahân, Alin Cahân, că oamenii nu mă deranjează cu nimic. Pentru că eu aud așa din gura altora. Și Alin ratat cu virginul dracului. Put gata gota ei, da. Poate ajung în restările și pe masa lui Master Mecha. Nu înțeleg. Eu cercetez anterioși faci. De dimineață până seara, învăț japoneză pe Duolingo, iar eu a trebuit să-mi adaptez orele de învățat japoneză după ce scriu articolul ăsta pe blog și pe YouTube. Deja nu mai vreau să aud, pentru că mi s-a întâmplat foarte multe figuri. Fratele meu a spus adineauri că sunt fericit, dar ceea ce o să mă facă nefericit este că Gotai m-a făcut japonez virgin ratat sau român virgin ratat sau international virgin ratat. Asta a spus Gotai. O bune? În capul tău de prieten bun ce mi ești neînghibă zepic? Asta vrei să-mi zici? Dar nu vreau să extind asta. Pentru că eu oricum am altceva de discutat. Pentru că eu oricum... am mai mult de comunicat și crezi-mă că nu se merită să fiu stresat în halul ăsta. Pentru ce să mă enervez eu? Pentru că eu sunt anică. Abia aștept să fiu săptămâna asta, sau săptămâna viitoare la București și la psiholog și la discuții despre mine, sentimente, inima spartă, reparată, cum mă vrea mușchii mie sau bătării inimii. Pentru că ar trebui să zicem asta. Eu m-aș bucura să fiu și eu înțeles. Dar când e vorba de cuvântul itadakimasu sau eu să fiu iubitor, dar nu o să cred că o să regret din câte am discutat. Nu vă supărați. Poate așa din când în când, când nu vreau să dau brutalități în Mortal Kombat, nu mi s-a mai spus alte prostii, dar iubești și trebuie să ocupă și drepturile mele. Dar astea sunt drepturile mele, nu sunt ale tale. Asta care mi-a zis. Nu e Gota Aim, nu e nici Master Mecha, nu e nici Seafuan. Dar abia aștept să scap de tot stresul ăsta, pentru că am de discutat despre eu, dacă m-aș întoarce eu sau nu Instagram. Dar nu vreau să raportez sondajul că Gota Aim s-ar putea să nu se supere pe mine, că vreau să mă înțeleagă toți că este dreptatea mea, decizia mea, pardon, să fiu pozitiv sau negativ. Lasă meciul! Seafuan, hei, eu zic așa, eu zic ca eu să fim și noi fericiți. Dar eu consider mult că eu, când a fost Paștele, ieri,
Am tot iubit să vreau să merg în, la bunici în Tokyo după ce învăț japoneză, că mai am de învățat japoneză. Itadakimasu știu, gochi sama deshita știu, konnichiwa, konbanwa, ishiteru, o genki desuka, genki desu. San wa nihonjin desu. Nihonjin este Japanese. Kyugochojin desu. Shugochin desu. Chinese. Da. Și nu vreau eu să discut cât o dată ciudat. Vă mă scuzați, sincer să vă spun, scuzați-mă. Eu, care tot ziceam că de câte o e vacanță, puteam să-mi duc amice sau să, credeți-mă, eu, nu chiar toți ținem cont că e mai, că e aprilie, că e iunie. În 2020 vreau să merg la not interior în mai și în iunie. Și după Paști. Dar, Alin Cacân are o postare în care vreau să discută mai foarte, foarte, să discut la modul ăsta, pentru că am eu discuțiile, drepturile și fără insulte, ca Alin Cacân să fie puțin cam agitat, pentru că voi mă considerați agitat, eu vreau să fac ce vreau. Ia eu nu cred că aș vrea să o continui, dar vreau să citesc. Despre ultima mea postare pe Instagram, că Fumujica nu m-a luat și pe mine la mare și la o petrecere la piscina pool party. Vreau să vă zic pentru cei care au pulsul mai ridicat de 50 sau 60 sau bătrânii, cât timp alții își amintesc de trecutul prost fără să fiu luat la not după bac sau la mare de Fumujica pe Flamingo, iar sau inima utilă. Și mai multe zile de vacanță, iar Iliac nu vrea să se mai certe pe motivul ăsta. Pentru că Based of Ariana Grande, Sime Sweet, Colacu, Bikin Haul vs. North Pirate, da, pool party nu a fi existat în indexare. Eu mai și vorbesc și mai scriu, dar discut despre postarea asta de azi, pentru că voi chiar ați văzut bai Instagram-ul, ba să mă duc la psihologi, pentru că eu creiesem pe cuvânt că astăzi am pregătit dosarul. Mi-a să make-up, ok, discutăm, ba chiar foarte, nu chiar civilizat, ca la reporter, în fața YouTube-ului, în fața Alin Cacân, în fața tuturor. Ba chiar nu mi-a plăcut discuțiile voastre, care nu-mi dau un tupeu să vreau să fiu și notător și să mă distrez. Mă refer la trecut, să not cumva eu, da? Dar voi ați făcut ce ați vrut în trecut, acum... Eu le-am spus abonaților mei, mamei mele și bunica mea. Mă aștept ca eu să transform toate problemele din trecut și toate nenorocirile, să mi le transform pe toate în niște energii pozitive care să mă facă să mă gândesc la Japonia, fără să fiu obsedat sau judecat. Iar eu, când mă gândesc la Japanese, nu există un fruct al pasiunii decât dorința mea pe care o simt când inima mea îmi bate, fie că sunt trist, plângând sau sunt fericit. Sau serios. Da, eu în loc să discutăm civilizat despre swimming sau alte lucruri în noi videouri, mie care îmi place să not că toată alții vin cu niște improvizate să se certe cu Alin Cacân, fă motiv pe Discord sau pe în altă parte. Adică eu vorbesc și foarte sincer despre asta, pentru că am vorbit și cu niște psihologi și cu o fată de acolo. Mai vă arăt postarea că am vorbit cu o fată frumoasă de la București, de la psihologi, de la terapie și respect ei. Respect ei cel mai mult și crezi pe cuvânt prea multe trei poți să simulare. Eu nu vreau să fiu câteodată judecat pentru că nu este chiar cinstit. Nu este cinstit să judeci pe cineva dacă îi place Japonia, de exemplu. M-ați auzit pe mine judecându-l pe Codreanu Costin că iubește Coreene sau Corea? Nu! Deci nu trebuie să-l faci obse, dacă nu e bine să insulți. Dita mai prost i-auzi.
să-mi insult și prietenii că le plac alte țări. Eu le respect dorința și decizia. Îmi vine să țip să mă audă taică-mi eu că zicea unul că sunt un român, japonez, virgin, ratat, loser, cum zicea, l-am înregistrat pe Bandicam. O să o convertez în înregistrat și o să o trimit. Dujesc o că și lu pozitiv per să aud că nu suport. Nu suport uneori. E decizia mea cu International Couple, cu româncele, cu japoneze, cu mutatul în Tokyo, cu independența, cu vizitatul Tokyo, cu totul e decizia mea, nu e a voastră. Dacă mă faceți obsedat ca pe o insultă, oceloți mâncați. Mai ales tu, Snorta Pirate. Ia eu am vreau să citesc că așa. Iar eu când mi-a plăcut inima utilei să facă, sau Ariana Grande, cola cu bikini haul la piscină sau la mare sau la plajă în mare, nu vreau să iau gârla pentru că poate e pericol de nec, Doamne ferește, toți au discutat despre asta, iar eu vreau să discut despre o întâmplare în care am fost foarte nervos că n-am fost la not și s-a întors liliac cu dureri de cap după București și că a prins-o pe aia cu Vidocila Maxim și cu fratii meu că stă până târziu la Beastworm și Call of Duty Simulator. Chiar că spun jocul e greșit, eu spun exemplu. Iar eu aș considera asta. Pentru că eu, în cazul încă din februarie, plângând la muzica Nagoryuki și durerea din piept, te-ar mai lăsa, sincer. Te-ar mai lăsa durerea în piept că tu vrei să iubești pe cineva. Și îți spune unul, love yourself sau nu kill yourself, că poate am acolo pe bani din cam de să mor eu, că nu vreau zic să fac o prostie foarte mare, dar e dreptul tuturor, să știți, nu e doar dreptul meu. Faci, fiecare face ce vrea, discută cum vrea, pardon. A iubit Alinka în pool party lui Bikin Haul în Otile, a iubit pool party Alinka în căruată? Da, evident, nu cred că e o insultă. Nici nu mi-ai insultele pentru asta. Și vă spun și sincer, eu ca și Alin Kahn, Alin Tekshan, Alin Kahn, Raf, Rafael Escrevel, David, puteți să mă faceți Alin Kahn, Alin Tekshan, Rafael, Raf. Puteți să ziceți poetele care îmi plac. Dar nu-mi place când mi se zice Japanese, Romanian, Japanese, Virgin Loser. Să nu-mi închidă discordul că deja am prea mult cu lacrimi în Nagoryuki. Da. Deci, vreau ca anul ăsta să fim cei mai civilizați vara când e vorba de not. Ok? Pentru că aici am lăsat pentru liliacă acolo. Mă așteptam ca acela să se distreze vara la not când e cald afară. Fără să se mai spună că e foarte cald ca să ieșim undeva. Mă refer la viitorul apropiat că mai o să se termine aprilie. O să înceapă mai și nu o să se facă nici pool party că nu e nimeni bătut în cap. Nu e nici insulta asta. Dar fiecare are dreptul să nuate cu coacul lui Mautili sau lui Ana Grande de România. Cum vrea el să nuate cu coacul lui Fumugica? Cum vrea el? Da! Să citim. Mă așteptam ca acela să se distreze vara în notă când e cald afară, să se mai spună că e foarte cald afară ca să ieșim undeva. Mai ales la pișan de not. E adevărat că psihologii și terapeutele mă înțeleg complet, iar eu sunt dezamăgit de durerile altora de cap după București cu motive aparente. Mai mult decât a spus mama mea sau tatăl meu sau bunica mea sau vecinul Remu sau stăpâna lui Kiki și Rio de Janeiro. Și în felul următor, eu zic, să-l dăm dracui de bikini haul lui Enigma Otiliei și Ana Grande de România. Tot dracu de bikini haul. Tot dracu, doamne atumă. În felul următor. Păi eu zic, să o dăm în paștele naibii de problema verii. Pe Doom Drone, tot dracu, doamne iartă-mă de nebunie. În sensul de gata cu judecata și atâtea zile, să stăm degeaba fără noi și alte nebune să muncească în căldură. Ce atâta ceartă? Ce atâta război? Și atâta judecată că m-a judecat că am făcut ceva greșit în trecut. Nu vă e rușine, eu încerc să transform trecutul nenorocit într-o plăcere pozitivă despre Tokyo și Japonia. Ai sictir, nebunie ce ești.
Eu vă zic că ce zice Alin Cahân, spune că îi place să se joace volei cu amicele, aia să rămână. Adică ce zic eu, aia e. Ce să mai spun pe blogul ăsta, este să fie un criteriu, frate, adică un fel de discuție de divertisment. Și eu pentru tatăl meu, maica mea, vecinii, Lore Muslu Vânzătoarea, fratele meu, și ceilalți veri, și toate veișoarele, cea cu mafia, Filo și inima utilei cu coacul lui Fumugica la mare la piscină, cealaltă veișoară cu japoneza și terapeute și psihologii. Eu vreau să le zic așa, într-un fel sau altul, abonați-mi și ceilalți, majoritatea sau alții, oameni, măi oameni buni, ei zic așa, măi oameni buni, văd că Alin Rafka când să-i vină brutalitatea să mă acum să ia cuțitul de rombleac și să o nopească pe Sonya Blade în brutality, ce zice Alin Cahân sau ce zic ei? Ei bine, ei zic da, nu, ce da, a zis că da, da, ei vor să revin la brutalități care deranjează toată casa și viața mea să iubesc visul despre Asia. Două naibii de brutalitate. Pentru că eu zic așa. Eu nu vreau să mi se întâmple o prostie. Pentru că unul a avut cum a avut. Pentru că evident, Alin Cahân știe ce spune, adică eu știu ce spun, nu mă laud, explic. Și crezi după cuvânt că a fost dreptul tuturor, nu doar al meu. Unul a fost iubitor de notă, altul a fost iubește alergatul. Suntem diferiți, dar ne respectăm unul pe altul. Asta înseamnă să nu judeci. Să nu judeci sau să, mă rog, să-l stresezi pe persoana în cauză. Eu consider așa. Că eu zic că și atâta criză când e căldură mare, eu sunt într-o destinație nedorită. Eu am cerut un nou de exemplu și ce fac ei? La doctor! Who cares about this crap or shit? Nu că insult eu pe ei. Da, zic și eu părerea. Îmi dau și eu cu părerea, ok? Adică ce spunea Alin Cahân aia e. Adică el dacă face să joace volei cu amicele la not sau într-o tabără, aia face. Și Alin Cahân nu sunt eu, nu există altă persoană cu numele ăsta pe Evonii. Da? Păi sincer, într-un fel sau altul, chiar ei vor să revii la brutalități. Și așa, noi putem să realizăm câteodată o zi în care eu să not cum vreau eu, renunțând la unii psihologi. Nu vreau să renunț la terapeuta din copilărie sau la cealaltă stăpâna lui Kiki. Sau la cealaltă tutore, cum să explic eu. Și eu zic, ok. Ok? Ok? Și ok. I'm fine. Și dacă toți au ales ca eu să fiu furios, o insultă, sau furios că nu m-am distrat la pool party, la water park, anul trecut, și m-am jucat Sekiro ca un apucat, cât timp părinții mei au fost plecați, că... Pardon. Deci n-ați nepotrivite, eu ceream în not cu inima utile cu Fumucica și prietenii ei. Da, da. Sau da, nu, a zis Alin Cahân încă da. Eu zic așa. Ce a zis Alin Cahân? E adevărat despre trecutul lui. Vrem să schimbăm tot trecutul în viitor și prezent și o dorință care să nu mă transforme într-un obsedat sau într-un posesiv. Dar chiar iubesc țara aceasta, am un prieten care iubește britanicele. E bine, nepotul unui vecin al nostru, cu toții ne-a plăcut unele dorințe, așa că eu respect unele decizii, dar nu vreau eu să vă supărați pe mine că ceilalți care mă poate stresa că într-un fel sau altul sau putem să realizăm distracția în unele veri la not sau în unele zile la not interior, renunțând la răceală, renunțând la răceală sau majoritatea din psihologi. Și eu când sunt supărat pe trecutul meu, că mi-a plăcut ca enigma o să fie în vacanță cu coacul gogoașa, pișă. Eu zic așa, când au din când se supără, nu mai vreau să mai zic de gota ei. Bineînțeles că abonatul ăsta al meu, care mă tot stresează din două în două secunde. Păi să taci că nu sunt
Genul de ratat, Gota Aim. Mă! Gota Aim, te rog frumos. Please, please leave me alone for a while. El ce zice? El ce zice? Îmi zice câteodată bastard, câteodată bastard. Și eu zic așa. Measa Mecha e mai bastard decât mine. Păi nu pot să mai zic nimic. Eu sunt fanul român. Nu chiar numărul 1 sau numărul 2. Sunt fanul român number 1 sau number 2 din International Couple. Păi nu mai înțeleg mă nimic. Eu sunt al doilea fan român al International Couple-ului, care mie îmi place International Couple-ul. Eu nu mai înțeleg nimic. Eu sunt al doilea fan al României, al lui așa ceva. Deci, unde eram? Da, la când o anul ăsta o să nu se supere toți pe mine, că eu am avut drepturile mele să renunț sau nu la Instagram. Putem să renunțăm la Ariana Grande România, care nu este cu coa cu Flamingo sau cu Flamingo, ia și la pișă sau la mare. Dorința mea din trecut, care tot îmi dă tumoare de stres. Fără șagă. Ia eu mai zic așa, ei mai vor așa, vreți ca eu să revin pe platforma Instagram cu atenție? Ce zic ei, da? Nu mai să stăm să pierd vremea. Atât de tot, eu ca iubesc, ce iubesc? Aia să rămână. Nu că să-l judești că e obsedat, că nu știu ce. Și că poate nu este nimeni virgin sau nevirgin. Ce interesează pe tine Gota Aim? Ce te interesează? Mai ai văzut Gota Aim, mai ai văzut pe mine practicând cu o cretină și tu nu știi? A, nebunit. Deci, eu zic că sincer așa să se renunțe la insultele împotriva mea fără motiv. Pentru că am întâmpinat erori în mine. Iar eu spun sincer că înțeleg că dreptatea lui Seafuan este de partea mea, mă rog. Da, vreți ca Alintec Șan să interzică videocetul România care nu e gratuit? Da, nu mai pierdem timpul, interzicem nenorocirea și computerul meu care are videocetul la maxim blocat. Respect, honor, onoare, demnitate, vă iubesc cu cei care mă înțelegeți, cu sau fără autism, tot ne înțelegem și indiferent dacă engleza mea este praf sau nu, tot am un talent. Da. Și asta se întâmplă. Pentru că eu chiar mă așteptam la asta. Și am scris București cu B mic pentru că deșeptul de Alin Cahână. Aoleu, nu pot să scriu nimic pe blog. Nu pot să scriu nimic. Să mă întorc sau nu? Pe Instagram. Discuția dintre conflictele lui Alin Cahân. Eu nu înțeleg nimic. Chiar nu înțeleg. Nu înțeleg pentru că anul trecut trebuia să fiu dus la not chiar dacă era cald afară, chiar dacă eu sufeream, pielea mea suferea de... Seafuan! Te duci dracu, Seafuan! Mă duc jos! Eu nu pot să discut! Nu pot să discut ca lumea că... Se întâmplă ceva, nu nici nu vreau să zic ce se întâmplă, că după aia Gota Aim și Seafuan trebuie să se certe între ei din cauza mea. Revenim. Ceartă-te cu Kino și cu Măta. Ce se întâmplă aici?
M-am întors. Putem să discutăm despre noi, că putem să facem ce vrem și să explicăm că în trecutul meu, când m-am supărat tare, când am fost luat nicăieri în vacanța asta, să nu mai fiu și eu plictisit, mă refer la anul trecut, ne plăcea frumușica să fie pe flaming uriaș. Mama mea n-a luat în calcul partea asta. În afară de Enigma Utiliei și cealaltă colegă. Și una care să strige Miss Bikini cu coacul gonflabil la piscină și la mare și la plajă. Păi da, mă, tata, ce să spun eu? Ce să spun? Uite, uite poza asta pe care am meșterit-o eu, în care am făcut glumele astea, pentru că se meritau chiar glumele astea. Nu că zic eu, zice Seafuan, zice bla bla bla. Iar eu pot să zic așa, că pot să zic cum vreau eu lucrurile. Dar nu vreau eu să mă cert cu alții. Un gând. Deci. Da, care este parola la mizeria asta de brutalități? Ăsta zice că tot se joacă Mortal Kombat. Eu nu joc Mortal Kombat. Vă dați seama că eu nu pot să dau dating cu o fată. Nu că e, toți psihologii mi-au spus să mă joc jocuri de lupte. Nu mi-au interzis jocuri de lupte, dar mi-au interzis să joc la modul AX3 cu oase care se rup în drujba lui Kino și cuții lui. Și ei mi-au spus, caută jocuri de lupte, mai puțin violente. În afară de Angry Birds Epic. În afară de Angry Pigs Epic. Hai să mor eu. Adică nu prea, cred. Da, dar noi putem să ne îndrăgostim de cine vrem, indiferent că e din altă țară, și putem să renunțăm la unele sfaturi ciudate. Chiar trebuie să respectăm cultura Japoniei. Dar asta nu înseamnă că ești obsedat de Japonia dacă respecti cultura. Insultele astea în care treci eu... nu vreau eu să mă certați, pentru că eu am vrut asta. Pentru că tot am postat eu toate astea, tot. În afară de bikini haul lui Enigma Utile și Ariana Grande. Mă faci pe mine proastă. Aoleo, ce-am postat? Ce-am postat? Om! Ce-am postat? E distracția mea. Da, e distracția mea. Meciul FCSB se joacă cu farul la ora asta. Da, învățăm hiragana cu ceai verde și scriem ce scriem pe blog. Nu vreau să sufăr eu, dar fiecare are dreptatea lui și discuția lui. Bun. Da, care este postarea pe care am discutat despre not la modul nu chiar haotic? Hai mă, asta este discuția mea să hiragana, nu este să sumeu. Vă dați seama că eu nu mai am din ce să mai învăț că toată Japonia și japoneză, Japonia și Itadakimasu. Nu că ăsta m-a insultat că eu sunt un ratat în stilul ăsta și eu îi spun. Nu sunt ratat, fac ce vreau eu, dar nu sunt obsesat, dar fiți-ar propozițiile ale ceilor să fie. Da, care este postarea în care m-am distrat la not pe 27 martie?
Da, ai mă că era mea nu s-a supărat pe mine. Nu vreau să mă dea în judecată. A, asta e postarea despre not. Nu este o postare supărată. Vă dați seama că alții o să se supere pe mine când am pus o simplă poză cu una care nu arată foarte decent. Nu că s-a supărat tu, nu că poate am pus poza asta pe ecran. Nu că s-a supărat stăpâna lui Kiki că nu e nici decentă, nici pornografică când nu arată. Și îi spun, nu e așa ceva, nu e așa ceva. Inima utilei și Gica, unii trei în oată, nu chiar sinistru să mor eu. Eu mă distrez cum vreau eu. Hai să mor eu. Adică nu, nu, nu vreau să zic asta. Of, pe bune, ce tare. Pisa discuția din cahân ale naibii. Tot dacă nu pot să vorbesc, nu pot să vorbesc, că nu pot să gândesc nimic. Dacă vrei să pupi o japonică, chiar dacă ești un străin, din Irlanda, din România, din Marea Britanie sau în altă țară, trebuie să dai întâlnire cu ea de foarte multe ori, am auzit pe un site, dar nu trebuie să îi spui chisu și te moi pentru că o să te creadă japoneza sau japonica, un ciudat foarte mare. Bun. Spune serios așa. Vreți că are șansă să se supere câteodată din nou despre not cum vrea el? Da, nu. Ce da? A zis că da. Ei bine, nu pierdem timpul. Nu cred că e ca mea să meca fluierând după gagici. Nu vreau să-l insult pe mea să meca pentru că el chiar s-a distrat pe live-ul meu ieri. Dar nu înțeleg eu ce se întâmplă aici. N-am chef de un tupeu. Deci. Da, mi se pare ciudat. Dar când am discutat despre astea, pentru Marachet, eu zic așa că putem să renunțăm la situația, putem să renunțăm la situația despre problema pool party ciudată, renunțând chiar la Seafoan. Că dacă renunțăm la Seafoan, cine îți dădea sfatul ăia să scapi de o cretină, de o prostoată, de alte tipuri de chestii care nu-ți plac? Pentru că, crede-mă, Seafoan era pe primul loc, al doilea loc să-mi spună Alin Cahn. Nu-ți pierde virginitatea pe o tâmpită mizerabilă. Eu îi ziceam, nu o fac. GoTime n-a fost online să vadă el toată șarada asta. E distracția mea. Ok. Eu nu pun pe paie tot ce s-a discutat. Un casc pentru că poate vreau mâine să se deschidă magazine, da? Să se deschidă magazine, că aș mânca un bel gros și aș cumpăra o țuică pentru pasta la tataia al meu. Da. Deci. Da. Cu tot respectul, mamă, nu vreau să sufăr că urăsc unele tipuri de nebune sau prostii, pentru că nu vreau eu. Dar înțelegeți-mă că e dreptatea mea și e sentimentul meu și este ba chiar bla bla bla. Nu că... Da, dacă îi spuneți lui ăsta, Sapt, intru în pământ de rușine că ați făcut ce ați vrut, dar nu mai am nici ce să spun că hai să mor tu, Alin Cahân, hai să mor tu, că gota ei mă o să te vadă că îți place să noți cu cineva tu și dacă îți vede una dintre postările pe blog, te-ar lua cu mătura lui Pixie, mă, deci ponoarea mea că asta se va întâmpla. Și ce zic ei?
putem să renunțăm la unele chestii. Tot nu vreau să renunț la colajul pe care l-am făcut pe YouTube. Stați să fac colajul de pe YouTube fără nicio insultă, pentru că poate v-am spus eu că poate vreau să evadez din probleme și Aoleo! E distracția mea! Nu este a ta, da? Ok? Nu că zic eu că îmi bate inima foarte des la asta. Nu că îmi bate inima la modul pozitiv. Dar îmi bate inima la modul pozitiv. Că îmi bate inima la modul pozitiv. Ce mai contează, mă? Ce mai contează? Pentru că Alin Cahân, da! Da! Alin Cahân eu! Ducă! Iubesc Tokyo-ul, fideaua, spaghete, flori de cireș și nu sunt dependent Tokyo pentru că să învăț japoneză de 3 luni! Pentru că asta este a patra lună când învăț japoneză și aș vrea să învăț și mai mult! Dar putem să facem așa în felul următor, să renunțăm la dramă, la ceată, la crize și să vorbim cu gestul. Pentru că ce importanță are că iubirea indiferent de țară nu contează. A spus și Costin Cotreanu, prietenul meu care îi place Zuma. Nu îi plac coreene, mie îmi plac japonezele și româncele și alte tipuri de fete. Ce din aia drăguțe kawaii? Să mor eu! Vino încoace când ai maniere de gelor de ăsta, cum îl cheamă? Slash Buckler Pirate, da? Slash Buckler Pirate, Slash Buckler Pirate. Am spus-o bine? Da, am spus adevărul. Dar când mi-a plăcut să not, nu era nimeni crizat pe mine, mă. Nu era nimeni crizat. Nu era nimeni. Credeți-mă pe cuvânt. Era fix dreptul meu. Și eu, odată ca și Seafuan, el nu mă judeca că eu iubesc Tokyo, Japonia, Medcafe, McDonald's, Japonia, Itadakimasu și feșoara mea care mă învață japoneză la modul fad al Japoniei. Și Japomania că m-a abonat, v-am spus asta într-un filmuleț următor. Eu nu vreau să... Ce-ți voi? Să nu vă comportați ca și cum n-am idei despre ce să comunic. Pentru că un Fekina Virus, Fekina Virus-ul care ai numele ăsta face 5-6 vizualizări. Nu că iubește Alin Cahân în Tokyo și Seafuan nu-l judecă și acum gota aim și celălaltă atitudine puțin cam toxică față de mine. Puteți să încetați gota aim. Dacă ești aici, te rog frumos să-mi spui dacă îți place Engi Birds Epic. Spune-mi dacă îți place Coreea sau o altă țară. Dacă tu vrei să vizitezi România și să știi ce corupție este la Năstase, Băsescu, Ponta, Diaconescu, Udrea, vizitează țara în care corupția ucide Gotaim. Să vedem câte știri despre colectiv și corupție se întâmplă. Ducă, zic eu, dar trebuie să înțeleagă ei prin ce am trecut și eu în alți ani. Nu am jignit pe altul, dar nici eu nu meritam. Cearta, jignirile, brutale, tiu, bla bla bla, nu meritam eu toate astea. Da, Kiroro Nagai, Aida, care mă face să plâng din două în două ore. Ce, mă? Da. Adică eu iubesc Japonia și Tokyo și vă arăt filmulețul în care eu iubesc Japonia și Tokyo și chiar mă mândresc cu dorința asta. Mă mândresc și nu mă laud și nu sunt nici obsedat, dar nu sunt nici frumos, nici prost.
Adică sunt frumos, dar nu sunt prost. Ducă, ziceam eu, ca și cum eu merit insultele astea, pentru că am lăsat câteva filmulețe în care eu plănuiam să iubesc Japonia în unele situații, pentru că la singura casă, doi pierdut în New York, iubeam o muzică japoneză, m-a influențat simpatic. Adică muzica japoneză m-a influențat simpatic. Nu ca Mortal Kombat, Brutality, bla bla bla. Scuzați-mă. Nu mă prefac, s-a întâmplat ceva toxic aici. Deschide dracului geamul. Nu deschid geamul că poate e vecina. Da. Bun. V-am discutat. Discutăm. Și eu spun așa. Amplify-ul devine prea puternic, dar nu vreau eu să mă mândresc cu ele nebunii care, haoleo, ce se întâmplă aici? Și eu îmi imaginez că am folosit regcuiturile alea cu Ernest ca să fac un filmuleț foarte frumos. Nu că insult eu sau că merit eu insulta, dar unele brutalități din Mortal Kombat le-aș putea să le scot pentru că... Pardon. Mai mult m-a înțeles să gestro. Da. M-a înțeles el. Și ce zic eu? Să căutăm pozele pe Google. Da. Le căutăm pe Google. Ce pisici a căutat? Doamne, iartă, m-a căutat. Eu zic să ne potolim că deja nu are rost. Da, mi-amintesc că v-a plăcut Mortal Kombat-ul. Nu fac bani din brutalitățile astea chiar puțin violente. Încep să cred că tiptonul în notul prost. Eu fără notă după ce l-am învins pe Templar Pigmies nu am fost luat la not și tiptonul e mort. Vulpița cu 9 cozi. Putem să facem într-un fel să nu jignim. Câteodată, da? Eu care tot iubesc și Tokyo-ul și waterpark-ul și urăsc chestii și eu ca Alinca când vă discut că discutăm despre ce vrem noi și avem grijă să nu jignim și vorbim civilizat și Seafoan de la mine mai merită el ceva după ce ne-a făcut. Eu zic că noi să scoatem jumătate din filmulețe. Pentru că n-am fost luat la pool party de, nu chiar de 3 ani, 4 ani, 5 ani. Și eu, ca și Alin Cahân, vorbesc pe cuvântul meu de onoare. Eu nu vreau să judec, dar să scot eu puțin.
Ce a păzit Take Me to Church-ul ăsta, mă? Da, ăsta o să folosească, evident, ăsta o să aibă cam multe vizualizări, după care dacă se întâmplă asta, mă gândesc să nu îl scot. E bine, eu mă duc să editez poza cu psihologele, să schimbăm, fără un stres, pentru că... Hey! Bine că nu mi s-a oprit înregistrarea, Bandicam! Zic, aoleo! Scăpau căștile pe jos! Scăpau căștile pe jos să-mi bat picioarele! Ce nu suport eu că îmi scapă căștile pe jos să-mi bag picioarele? Și în plus, eu v-am discutat despre situația mea că eu pot să fiu fanul Tokyo-ului Japoniei și al notului. Și vreau să transform tot trecutul ăsta nenorocit câteodată într-un vis pozitiv și să învăț japoneză și să fiu și mai frumos decât eram eu în trecut. Și atât v-am povestit. Fratele meu nu-i prea-i pasă de ce sunt eu supărat. Să facă ceva cu viața lui, n-are de examen și asta a fost și v-am discutat așa cu Alin Cahan. Kisu și te moi, baby, stui astea după dating. Deci... Tsukiate kudasai, îi spui după ce o cunoști. Sfatul se afla înainte să fie el trădător, backstabber, n-am slăuit. Și atât v-am povestit pe ziua de azi. La revedere!